Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. În cadrul declarației de astăzi doresc să vă prezint două teme importante. Rezultatele activităților desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 și regulile de organizare și desfășurare a concursului de admitere în școlile post-liceale ale MAI, având în vedere actualul context epidemiologic. Persoanele care au absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat, sunt majore sau împlinesc în acest an 18 ani, se pot înscrie la concursul pentru ocuparea unuia dintre cele 2.403 locuri disponibile la nivelul celor 6 școli post-liceale ale MAI, 1.483 de locuri la școlile de agenți de poliție din Câmpina și Cluj-Napoca, 400 de locuri la școlile de subofițeri de jandarmi din Drăgășani și Fălticeni, 220 de locuri la școala de pregătire a agenților poliției de frontieră din Oradea și 300 de locuri la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Boldești. Cererile de înscriere se depun în perioada 15-28 februarie la structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor județene de poliție, de jandarmerie sau pentru situații de urgență, ori la inspectoratele teritoriale ale poliției de frontieră, precum și la structurile de resurse umane ale inspectoratelor generale, în funcție de domiciliul sau reședința candidatului. Candidații care vor să se înscrie la școala de pregătire a agenților poliției de frontieră și nu au domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat, pot depune cererea de înscriere la structurile de resurse umane din unitățile subordonate Inspectoratului General al Poliției Române. Candidații se pot înscrie la o singură școală post-liceală. Dosarul de recrutare trebuie completat până la data de 10 martie. Candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ o serie de condiții generale și criterii specifice. Ei trebuie să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic. În cazul candidaților pentru care această condiție nu este îndeplinită, procedura de recrutare încetează. Evaluarea psihologică se susține până la data de 8 martie, potrivit planificării întocmite de către compartimentele cu atribuții de recrutare. Proba eliminatorie de evaluarea performanței fizice constă în parcurgerea unui traseu practic aplicativ și se susține în perioada 18-24 martie. Pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, dar și pe conturile de social media ale Ministerului și ale structurilor MAI, regăsiți clipuri video cu probele pe care le presupune acest traseu practic aplicativ pentru polițiști și pentru jandarmi și cel pentru pompieri. Puteți vedea cum trebuie executate probele, în cât timp și ce greșeli sunt penalizate. La nivelul MAI au fost luate o serie de măsuri cu privire la locul de desfășurare a probelor de concurs pentru a veni în sprijinul candidaților și pentru a asigura respectarea regulilor de protecție sanitară. Ca noutate, în acest an, candidații care s-au înscris la școlile de poliție, jandarmerie sau poliție de frontieră vor fi repartizați pentru evaluarea performanței fizice pe 7 centre zonale în funcție de domiciliu. Astfel, Academia de Poliție Alexandru Iancuza pentru candidații din municipiul București și din județele Argeș, Călăraș, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Telorman și Tulcea. Școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina pentru candidații din județele Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova și Vrancea. Școala de agenți de poliție Septimiu Mureșan, Cluj-Napoca pentru candidații din județele Alba, Bistrița Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj și Sibiu. Școala de pregătire a agenților poliției de frontieră Avramiancu din Oradea pentru candidații din județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare și Timiș. Școala militară de subofițeri jandarmi Grigore Alexandru Ghica, Drăgășani, pentru candidații din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Școala militară de subofițeri jandarmi Petru Raeș Fălticeni, pentru candidații din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Candidații care promovează proba de evaluare a performanței fizice vor susține în data de 27 martie proba de verificare a cunoștințelor. Această probă se va susține la unitățile de recrutare, respectiv la sediile inspectoratelor județene, în funcție de domiciliul sau reședința candidatului, cu excepția situațiilor care nu permit acest lucru din motive obiective. Unitățile de recrutare vor fi desemnate unități de selecție prin ordin sau dispoziția inspectorului general. În ceea ce privește candidații care au optat pentru admiterea la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Boldești, aceștia vor susține toate probele de concurs la sediul acestei unități de învățământ. Examinarea medicală a candidaților se realizează în perioada 29 martie-16 aprilie, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștințelor, în limita numărului de locuri scoase la concurs. Vor fi declarați admiși candidații care, în urma examinării medicale, sunt considerați apt medical în ordinea descrescătoare a mediilor.
Rezultatele finale ale admiterii vor fi afișate pe site-ul oficial al unităților de învățământ până la data de 17 aprilie. Detalii complete despre concursul de admitere în școlile post-liceale MAI sunt disponibile pe site-ul mai.gov.ro la secțiunea carieră, dar și pe site-urile Poliției, Jandarmeriei, Poliției de Frontieră, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ale școlilor respective. În spiritul corectitudinii și al transparenței, activitatea de elaborare a subiectelor, transmiterea, multiplicarea și distribuirea acestora, precum și susținerea probelor de concurs, se vor înregistra audio-video, astfel încât să se asigure vizibilitatea tuturor persoanelor implicate și activităților desfășurate. De asemenea, având în vedere actualul context epidemiologic, toate activitățile care au legătură cu admiterea în școlile MAI se vor desfășura cu respectarea strictă a măsurilor de protecție sanitară. Respectiv, se va asigura distanțarea fizică între candidați și între celelalte persoane implicate, se va purta mască de protecție, se vor dezinfecta suprafețele folosite frecvent, precum pupitrele și aparatele folosite în timpul probei sportive. În ceea ce privește activitățile pentru limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2, în ultimele 7 zile, structurile MAI au desfășurat peste 10.700 de acțiuni de control la nivel național pentru a verifica gradul de respectare a măsurilor de protecție sanitară. La acțiunile de control au participat zilnic, în medie, peste 16.600 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, cadre ISU și polițiști locali, sprijiniți de angajați ai altor instituții. În ultimele 7 zile au fost verificate 484.000 de persoane și 65.000 de obiective de interes, precum terase și restaurante, care sunt supuse unor restricții pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2. Au mai fost verificați 32.000 de operatori economici și peste 2.000 de operatori transport persoane. În urma acțiunilor de control au fost aplicate aproximativ 37.800 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 7 milioane de lei. Cele mai multe sancțiuni, respectiv 32.400, au fost aplicate pentru nepurtarea măștii de protecție. Alte peste 4.500 de persoane au fost depistate încălcând restricțiile de circulație fără un motiv întemeiat. De asemenea, au fost sancționate 295 de persoane pentru că nu au respectat măsurile privind carantina sau izolarea. Au fost întocmite 26 de dosare penale, dintre care 23 pentru săvârșirea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor și 3 pentru fals în declarații cu privire la motivul deplasării. 345 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea măsurilor privind transportul de persoane sau cu privire la organizarea, respectiv participarea la evenimente. Recomandăm în continuare cetățenilor să respecte normele de protecție sanitară, cu atât mai mult cu cât săptămâna viitoare în cele mai multe localități, în funcție de numărul de cazuri COVID din zona respectivă, copiii vor începe școala. Cu atât mai mult trebuie să dăm dovadă cu toții de responsabilitate pentru a proteja sănătatea celor din jurul nostru. Vă mulțumesc!